Simona Halep spune că este prima dată când are probleme la coaste și se declară dezamăgită de faptul că nu poate să-și apere trofeul câștigat anul trecut. Românca a susținut o conferință de presă la Doha, în care a explicat motivul retragerii sale de la Qatar Open. Sportiva a declarat că sănătatea ei este foarte importantă, mai ales în perspectiva următoarelor competiții, chiar dacă și-ar fi dorit să participe la turneu. Halep a spus că încă înaintea turneului de la Dubai a început să simtă dureri, dar starea ei de sănătate s-a ameliorat pe parcurs și așa a reușit să ducă la bun sfârșit meciurile și să câștige turneul. Acum însă durerile la coaste s-au accentuat și a decis să se oprească și să se refacă.